pentru zăgetător, piramida de pământ cu care începe această săptămână, lună, Marte, Jupiter, care favorizează acțiuni cu rezultate concrete, cu echilibru, cu consolidarea situațiilor, are o acțiune în primul rând pe resurse și pe bunuri materiale, pe lucruri care le-ați obținut prin munca voastră, pe menirea voastră. Este un moment pentru a recolta eforturi pe care le-ați făcut în perioada anterioară, un moment pentru a avea eficiență și de a vă bucura de oportunități. Menirea voastră la locul de muncă, demnitatea, curajul, responsabilitatea, abilitățile financiare, dorința de mișcare, în aer liber, dorința de călătorii, tentația de a cheltui mai mult, acestea sunt elementele uh, prezentului. Vitalitatea, energia sunt bune și relațiile sunt creative, de încredere. La ora 21 și 31 de minute, pentru 1 august, formarea lunii pline în vărsător aduce pentru voi în prim plan comunicarea cu apropiații. Puteți avea anumite rezultate aici, este un moment marcat de posibile litigi și necazuri, mai ales datorită unor situații de neatenție, în familie surpriza poate să vină din partea femeilor, a cheltuielilor mai mari, a pierderilor financiare, a călătorilor sau a asocierilor. Tendința de a exagera poate unor de a avea unele excese, poate să aducă mici probleme de sănătate, iar relațiile pot fi marcate mai ușor de nepăsare și de orgoli. Tensiunile pot să apară pe comunicare, pe cunoaștere spirituală, pe călătorii și le pot să ducă la locul de muncă, la acumularea de frustrări. Dar și în zona materială pot fi aceste frustrări să se manifeste tot la fel de bine. Frustrările acestea pot determina până la urmă o creștere a concentrării, a perseverenței, a atașamentului față de zona aspectelor materiale și rezolvarea acestor frustrări se face numai prin păstrarea secretelor, prin sacrificii, prin acțiuni secrete, prin pasiuni și prin emoții profunde. Cunoașterea de sine, călătorile, unor făcute legate de locul de muncă, vă susțin dorința de confort, dar ele pot să vă aducă și într-o situație de egoism mai mare, de extravaganță, de tendință de a cheltui mai mult și chiar de a vă face unele datorii și de a ajunge la autoindulgență. În această perioadă crește tendința de a se munci mai puțin. Crește tendința de consum, de excese, efectele pot fi negative asupra sănătății și relațiile sunt marcate mai ușor de nervozitate și chiar de unele neînțelegeri.